Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un nou video unboxing, vlog, montaj, how to make, nebunii, challenge-uri și toate alea. Nu glumesc, nu facem chestii genul acesta, suntem totuși pe un canal de cât de cât serios. Nu suntem. Ok, știu că probabil să comentați de jucăria din spatele meu sau de alte chestii de prin camera mea, dar asta nu contează acum, pentru că avem ceva foarte, foarte mișto aici. Știu că în trecut nu prea am avut o părere, cine știe ce, despre ideea asta de produse, de gaming and stuff like this, dar e bine, avem, de data asta, una bucată, birou de gaming, pe care trebuie să-l montăm, așa că acest video se transformă într-un unboxing, sau bine, relativ unboxing video, într-un cum să montez un birou și să vedem cum arată la final, ok? Hai, urmăriți video până la capăt, ok? Nu mă supărați! Ok, boys, hai că am reușit să scoatem tai cutia aia, vere că e animală de cutie și acum să vedem ce se află în pachet înainte să începem să-l montăm, pentru că o să facem și un montaj, să zicem așa, la acest birou. Aparent avem un mousepad gigantic pe care îl primiți când vă luați acest birou. Deci avem Ultra Desk Action pentru cei care se întreabă. Dita-i mousepad-ul. Acum să vedem dacă o să și-l folosim, chiar că eu am deja un mousepad. Nu știu ce e asta. Asta nu știu ce, dar pare a fi ceva dubios aici. O să vedem ce e exact și cred că asta e materialul biroului sau tot un fel de plăcuță de asta. Ah, e plăcuța, cred că din spate, unde se ascund cablurile and stuff. Acum să vedem cum scoate noi toate astea fără să fac prea multă mizerie și nebunii de genul ăsta. Oh, God! Se dărâmă totul! Hai așa să se eliminăm din lucruri. Atât. Jesus Christ. Stați liniștiți, la montare o să dau pe repede înainte, așa că o să-mi vedeți fundul foarte, foarte des. Ca și fapt divers. Asta cred că e ceva ramă dubioasă, pe care nu știu exact unde o folosim. Bă, dar mousepad-ul ăsta e destul de șmecher, sincer. Și pui tastatura aici frumos, pui mouse-ul aici. Nice. Și mișto materialul, sincer să fiu. Și aici. Stai așa să vedem cum facem asta aici. Aparent e... Da, mă, uite, da, e așa ca să te dai mare că ai de la o firmă șmecher aici. Și ceva stickere pe care cel mai probabil le vom pune pe ceva componente. Pentru că e ca la ouăle Kinder, dacă mai țineți minte, dacă vă mai cumpărați ouă Kinder și acum. Și aici sunt restul de componente pe care nu știu dacă o stau acum să le desfac pe toate. Oh my God, îmi trebuia ajutor. Stai de ăla, nu? De... Da, ce-i zice la chestia asta? Desicant. Nu-i de-aia de o mănânci, pe spun că nu-i de mâncare aici. Și... Oh my God, 11.000 de alte cutii. Și mai probabil blatul e fix sub. Astea sunt picioarele. Am deschis cutia asta și avem o șurubelniță foarte, foarte mișto. Avem ceva componente pe care cred că le vom folosi pentru alte add-on-uri de la birou. Avem marginile biroului, capace de ascuns tot felul de chestii și astea, cred că sunt și la picioare, nu știu sigur acum ce vor să fie, dar e mișto că dă șurubelnița asta, cablu pentru LED-uri, pentru că biroul ăsta are LED-uri și iarăși colțuri pentru birou. Și ia să punem și noi asta aici, două secunde, cât timp verificăm ce e și în cutia asta micuță de aici, pentru că mai avem o cutie specială și să vedem ce se mai ascunde pe aici, în mare parte. Da, și când o să înceapă montajul, pe scurt, o să ne ocupăm și de... O să facem dăm pe speedrun, cum s-ar zice. Da, aparent avem suportul de pahar, foarte, foarte mișto făcut aici, nu știu cât de bine se vede. Asta e suport de pahar și de căști. Și avem și un raft pentru controller. Foarte, foarte tare! Deci, stai puțin, trebuie să vedem asta. Unde am pus controllerul oare? Asta e întrebare bună. Ok, deci am luat controllerul. Ok, asta e exact ce aveam nevoie, sincer să fiu. Asta e exact ce mi-am dorit de foarte mult timp. Pentru că aveam un problemă cu controllerul, că nu-i găseam un loc, dar acum aparent am găsit un loc destul de șmecher. Așa că, boys, când o să fiu gata cu toate materialele, o să începem construcția și o să dăm un speed... montare, cum s-ar zice, ok? Vinim imediat! Muzica.
E bine, am bun biroul, a fost montat și aranjat cât de cât în stadiul beta, să zicem așa, pentru că urmează să mai aranjez puțin din cablurile astea de pe aici, pentru că sunt destul de multe și se vede și acolo jos că sunt destul de multe, dar am pus toate facilitățile biroului în funcțiune, în sensul că avem iluminarea, avem acel design de gaming, așa să zicem așa, cu acele bucăți pe margine, pe care s-ar putea să le scot puțin, cel puțin una de aici o să o scot, pentru a putea monta brațul de microfon ceva mai în lateral decât este acum, suportul de căști acolo așa foarte foarte drăguț și suportul de pahar aici cu suportul de controller și de jocuri și cel mai important este că e destul de spațios și îți permite să îți aranjezi toate lucrurile pe birou destul de ușor. Mai bun, ăsta este biroul, eu sper că v-a plăcut, dacă vă interesează și veți vă achiziționați unul, aveți un link în descriere împreună cu un cod de reducere și dacă v-a plăcut acest video, mai bun, uitați, dați like, subscribe și așa și coment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!